Lovitură de la colț acum pentru Mușelul Câmpulung de pe partea stângă în direcția noastră de atac cu Cătălin Toader executând în careu și lovitură de cap. Iată noul intrat Ionuț Leca face 3-2, minutul 57. Iată în imagine pe marcator, Ionuț Leca demonstrează că Mușelul Câmpulung poate să emită pretenții la puncte în această partidă. Foarte inspirată schimbarea antrenorilor.